În această seară vreau să începem ceva ce am în gând de mai de mult. De mai de mult. Toți știm cât de important este pentru un copil al lui Dumnezeu, cât de important este închinarea. Și cât de complexă este. În vremea în care trăim noi, o vreme a consumului, toate sunt modelate pe acest tipar. Cui poți să vinzi mai multe, pe cine poți să atragi mai mult și închinarea a căzut în curs aceasta. Închinarea este construită, gândită în așa fel încât să atragă pe cât mai mulți. Și pe acel tipar te închin lui Dumnezeu, primești ceva, oferi ceva, în acest fel. Cu toții știm care sunt rezultatele. De cele mai multe ori, experiența nu are caracter meritabil. În sensul că Dumnezeu a coborât în mijlocul nostru, mi-a cercetat viața, eu mi-am dat seama de greșelile mele, m-am pocăit, mă îndrept și umblu pe calea Sfințeniei. Deci nu are aceste rezultate, ci are alte rezultate. Și le cunoaștem fiecare din experiențele noastre. De aceea, am socotit că în vremea de acum, pentru biserica noastră, în timpul săptămânii, să avem această serie de seminarii care se bazează pe cântările treptelor. Cântările treptelor sunt un grup de psalmi. Psalmi care încep la 120 și merg până la 134. Dacă deschizi Biblia și te uiți, titlul acesta este Cântările sau O cântare a treptelor. Și merge una după alta. Sunt 15 astfel de psalmi. Toți sunt foarte scurți, succinți și surprind lucrurile necesare pentru un pelerin care se pornește de acasă și merge spre Ierusalim să se închine la templu. Fiecare dintre noi avem o multitudine de frământări. Și trecem printr-o varietate de situații. Dar toți venim în același loc. Înaintea aceluiași Dumnezeu. Cum reușim ca aici și până venim aici să avem parte de lucruri după voia lui Dumnezeu? Așa cum ne-a intenționat El. Cred că răspunsul îl găsim în această colecție specială de psalmi. Cântările treptelor. În această seară vreau să trecem prin primii trei. 120, 121 și 122. Înainte de a ne uita la ei, încă o observație care este importantă în istoria poporului lui Dumnezeu. Când Moise a primit de la Dumnezeu legea și apoi a scris-o, el a murit și poporul a început să asculte, să o practice, să nu o asculte, o raportare diversă la ea. Din start ai văzut că dacă mergi pe dealul cu tare, poți să zidești un altar. Doar trebuie să fii atent la ce pietre folosești, să fie preot, cineva din neamul lui Aron, levit, care să fie acolo când aduci jertfe. Și așa a fost până pe timpul lui David. Dacă puteai, de obicei, la Shilo, unde era cortul. Dacă nu, undeva în zona ta, pe înălțimi, se zidea un altar și puteai să te închini Dumnezeu, aducând jertfe.
Odată cu David, lucrurile acestea au fost interzise. Și închinarea cu jertfe, cu preoți, cu leviți, s-a făcut într-un singur loc. Și locul acela a fost la Ierusalim. La scurtă vreme după ce David a ajuns împărat, el a luat două hotărâri care au modificat radical viața poporului lui Dumnezeu. Prima, a mutat capitala de la Hebron la Ierusalim. El a cucerit Ierusalimul de la iebusiți. Și a făcut din Ierusalim cetatea sa. Până astăzi vorbim despre Ierusalim în acest fel. Cetatea de David. Așa e. Iar cea de-a doua hotărâre a fost următoarea. Chivotul Domnului zăcea, era pus, depozitat în casa cuiva. Așa e? Și acum au stat ani mulți. David se duce, ia chivotul din casa acelui om și îl duce la Ierusalim. Și odată cu domnia lui David, locul pentru închinare e unul singur. Ierusalimul. Pentru că acolo este chivotul Domnului. Nu toți au fost de acord cu asta, noi știm. Femeia samariteancă, atunci când stă de vorbă cu Domnul Iisus la fântână, ce întrebare îi pune? Printre altele. No. Unde trebuie? Aici pe munte la Garizim, adică la Shiloh? Sau la Ierusalim, cum ziceți voi? Domnul Iisus o ajută și spune, nu e o întrebare, nu e o chestiune cu privire la loc, ci o chestiune cu privire la mod. Nu unde, ci cum? Asta e clarificarea pe care o dă în Duh și în adevăr. Dar toată practica din poporul lui Dumnezeu cu privire la închinare ne este de mare folos nouă când în vremea de acum căutăm să fim și să avem parte de cercetarea lui Dumnezeu, de îndrumarea lui Dumnezeu, de toate lucrurile acestea. De aceea, odată cu David, evreul, cel puțin o dată pe an, se pornea de acasă să meargă la Ierusalim. După ce ai împlinit vârsta de 12 sau 13 ani, după ce ai devenit fiul al poruncii, la bar mitzva, trebuia să te duci la Ierusalim în fiecare an, cu familia ta, să te închini Domnului. Noi avem în Evanghelie, Evanghelia după Luca ne relatează acest caz, când și Iisus, copil fiind, e dus de părinții lui la Ierusalim. Așa e? Toată această experiență a pelerinului e cuprinsă în acești 15 psalmi. De aceea noi luăm câte 2 sau câte 3 în fiecare săptămână, în timpul săptămânii și învățăm din ei. Au mai sosit frați, sunt dator cu o explicație. După ce noi am hotărât sâmbătă seara că avem biserică sâmbătă, nu, duminică seara că avem sâmbătă seara biserică, dintre frați m-a sunat și mi-a spus, frate, eu nu pot veni. Mi-a intervenit asta. Eu nu pot veni. Bun. Rămâne cum am stabilit, dar nu facem serviciu, ci facem seminar. De aceea mă vedeți îmbrăcat în felul acesta, luminosă care v-ați îmbrăcat de biserică, nu vă simțiți cum să spun? Cum ar trebui să spun? Mai bine îmbrăcați ca noi sau mai frumos? Sunteți, așa este. Dar primiți-ne și pe noi în această seară și... Așadar, de la Psalmul 120 la 134, vă rog, în următoarele 7 săptămâni, citiți mereu și mereu și mereu. Sunt foarte scurți. O intenție care nu e obligatorie, dar pe care vă recomand este să căutați să-i și memorați. Noi pe unde noi știm? Vă citesc. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează. Așa-i? E foarte... Știm de unde vine. Apoi, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Da? Și asta știm. Psalmii aceștia, cântări fiind, îi cânți în călătorie, pe drum. Vine acasă spre biserică.
dacă poți și mintea e puternică, memorează-i. E numai de câștigat. E numai de câștigat. Haideți să îi luăm pe rând. Pentru noi, care nu locuim în Iudeea, nici în Galileea și nu venim pe jos la biserică, venim fiecare cu mașina, multe din lucrurile acelea nu se potrivesc, dar experiența e de mare, de mare folos. Putem învăța multe din ele. Citesc Psalmul 120. O cântare a treptelor. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Ce-ți dă El ție? Ce-ți aduce El ție, limba înșelătoare? Săgeți ascuțite de războinic cu cărbuni aprinși de elupăr. Vai de mine că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace, dar de îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război. Omul nostru încă e acasă. Locuiește printre străini. Dacă te uiți pe hartă, unde e Meșec și unde e Chedar? Meșecul e departe la nord, iar Chedarul e departe la sud. Așa e făcută cântarea, încât să cuprindă și pe unul și pe altul. Locuiești departe la nord sau locuiești departe la sud? Noi am putea spune, fraților, ori în oricare suburbie ai stat, ori pe nord, ori pe sud și ești departe printre străini. Psalmul acesta este și pentru tine. Cântarea aceasta este și pentru tine. Și ascultați lecția din acest psalm. Limba mincinoasă. Buza înșelătoare. Războiul. Aceasta este experiența de viață a acestui om. Cum ar trebui să mă port eu? Când oamenii spun lucruri mincinoase despre mine. Când mă înșală. Când se pornesc la război împotriva mea. Ce ar trebui să fac eu? Și aici este răspunsul unic, deosebit, din acest psalm. Când oamenii spun neadevărul despre mine, când oamenii mă înșală și pornesc la luptă împotriva mea, răspunsul pe care eu trebuie să-l caut este în termenii închinării. Cu toate uneltirile, cu toate minciunile, cu tot vicleșugul, eu vin și strig către Domnul. Aceasta este observația de bază din acest psalm. La strântorare, soluția este închinarea. Toți avem parte de tratament de acest fel din partea oamenilor, nu? Fiecare caută să-l calce pe celălalt, să-l dea la o parte pe celălalt, chiar să-l execute pe celălalt, chiar dacă vorbim figurat. Ce am spus despre el, îl dă la o parte, pentru totdeauna. Psalmul acesta te cheamă să strigi, dar nu către celălalt. Nu către cel care te minte. Nu către cel care te înșală. Ci către Domnul. Care e motivul? De ce? Motivul este unic. Noi toți vrem să se facă dreptate. Este ceva zidit în noi. Când cineva te minte,
Când cineva te înșală, vrei dreptate. Și vrei un lucru bun. Problema este că dacă execut eu dreptatea, de cele mai multe ori o voi executa nedrept. La durere nu vezi cum trebuie. Așa e. De aceea cere Domnului lucrul acesta. Uitați ce spune Psalmul. Versetul 3. E dialog între cel nedreptățit și cel care l-a mințit. Ce-ți dă El, adică Dumnezeu, ție? Ce-ți aduce El, adică Dumnezeu, ție, limbă înșelătoare? Știți care e răspunsul? Ascultați. Săgeți ascuțite de războinic și cărbuni aprinși de enumăr. Săgeți ascuțite și cărbuni aprinși. Cum face Dumnezeu dreptate, nu pot face eu și nu putem face nici unul dintre noi. Ai fost vreodată în situația în care cineva sau mai mulți să se poartă în acest fel cu tine? Știi care e atitudinea cea mai bună? Te dau pe mâna Domnului. Și facă El cu tine ce vrea El. Te-ai rugat vreodată așa? Doamne, ia problema în mână și rezolvă-o cum doar Tu știi să o rezolvi. Dacă ai avut parte de experiență să vezi cu ochii tăi cum rezolvă Dumnezeu o problemă, știi ce înveți? Nu mai pune o mână să o rezolvi niciodată. Că o fac numai așa, pe jumătate, pe sfert și nu iasă cum trebuie să iasă. Dar când o rezolvă Dumnezeu, nimeni nu mai poate modifica nimic. Și El poate ajunge și la inimă, unde noi nu putem ajunge niciodată. Aceasta este lecția din Psalmul 120. Minciuna, înșelăciunea și lupta sau războiul nu se rezolvă, nu se îndreaptă cu confruntare, cu minciună mai mare, cu înșelăciune mai mare, cu război mai mare. Nu. Ci cu strigăt către Dumnezeu. Cu închinare. Asta face omul acesta. Închinare și pace. Așa spune, eu sunt pentru pace. Deși știu că eu atunci când sunt pentru pace, eu pornesc războiul. Dar asta este datoria mea. Închinare și pace. Și Dumnezeu rezolvă lucrurile. Omul nostru așa e gata să plece de acasă. Haideți să citim Psalmul următor. Că primii trei sunt legați unii de alții. Ascultați ce spune. O cântare a treptelor. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme, cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău. Îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Ai avut situații în care fie părinții tăi, fie frații tăi, înainte de a pleca de acasă, să-ți citesc psalmul acesta. Fratele care conducea adunarea în care eu m-am întors la Dumnezeu, folosea frecvent acest psalm. Trecea pe la noi, noi treceam pe la ei, și la plecare, și la venire. Aducea în discuție psalmul acesta. Dar este cântarea unuia care e gata să plece de acasă spre Ierusalim. Cam de oriunde ai plecat de acasă,
în Palestina fiind, și o iei spre Ierusalim, urci. Te sui la unde? Aceasta este starea cu care începe psalmul. Îmi ridic ochii spre munți. Sunt gata să plec la închinare. Îi spune, nu, și de ce urmează toate să fii păzit, să... Deci, care e problema? Noi nu facem legături dintr-un motiv foarte simplu. Noi când plecăm de acasă, am pornit mașina în jumătate de oră cel mult, suntem la biserică. Când evreul pleacă de acasă, din Galileea, din Samaria, de pe unde e, problema este... Haideți să vă citesc. Sper că găsesc direct acel text. Ascultați. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela. Și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul aici. Știți despre ce pildă e vorba, așa-i? Pilda cu bunul samaritean. Pilda aceasta vine și relatează adevăruri cu privire la viața din vremea aceea. Tu pornești acasă să te duci la Ierusalim sau pornești de la Ierusalim spre casă. Cam așa ceva ți se poate întâmpla pe drum. Să cazi între tâlhari. De aceea, psalmul pe care l-am citit, psalmul 121, vine și accentuează lucrurile pe care le accentuează. Ajutorul vine de la Domnul. El nu va îngădui să-ți clatine piciorul. Cel ce te păzește nu doarme. De acasă și până la templu e o călătorie plină de primejdii. Pelerinul are nevoie de protecția lui Dumnezeu. Și în drumul de plecare și în drumul de întoarcere. Vedeți? Acest aspect este neglijat de noi. Doar dacă n-ai fost în situația în care te pornești de acasă să ajungi la biserică și te întâmplă ceva pe drum, atunci acest psalm cuplează bine cu ce ai pățit tu. Dar noi știm că de cele mai multe ori primejdiile sunt minime. Dar pentru oamenii aceștia primejdiile erau maxime. De ce? Când pleci de acasă, nu pleci cu mâna goală, așa-i? Ai nevoie de bani, pentru că atunci când ajungi la templu, să poți să cumperi animale pentru jertfă. Ai la tine merinde. Mai ai o haină, cel puțin. Cu alte cuvinte, ești bun de jefuit? Alții trăiesc din asta. Tâlharii. Pelerinul are nevoie de protecția lui Dumnezeu în drumul lui spre locul de închinare.
gândul pe care îl luăm noi de aici este același. De când plecăm și până ajungem și de asemenea la întoarcere, fiecare dintre noi să fim păziți de Dumnezeu. Să ajungem în locul în care ne-am pornit. Și din locul în care am ajuns, să ne putem întoarce cu bine înapoi, acasă. Nu lua lucrurile acestea ca și cum așa sunt de la sine, că nu sunt. Că nu sunt. Vreau să vă dau un exemplu. Un exemplu personal. Mi s-a întâmplat de mai multe ori. Și mi se poate întâmpla și dumneavoastră. După ce Dumnezeu îți dă biruință în mijlocul fraților, așteaptă-te că urmează ceva. Așteaptă-te. Nu știu dacă ați avut parte de așa ceva. Dumnezeu te-a folosit cu putere în locul în care ai fost, dar vine verificarea. Vine verificarea. O verificare ce poate lua forme multiple. Dar roagă-te pentru protecția lui Dumnezeu. Să ajungi cu bine acasă. Și psalmul acesta e o rugăciune în privința aceasta. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. Domnul te va păzi de orice rău. Îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la venire și la plecare de acum și până în veac. Fă din pregătirea ta pentru închinare. Fă și lucrurile cu psalmul acesta. Doamne, plec de acasă, dar nu o să ajung în locul spre care m-am pornit. S-a încheiat adunarea. Doamne, ajută-mă să ajung. Închinarea este miezul unei confruntări majore între lumină și întuneric. Cineva este deranjat de plin că tu vii la rugăciune, la cântare, la cuvânt. De aceea, undeva psalmul acesta trebuie să aibă loc în viața ta. Ascultați următorul. O cântare a treptelor. Mă bucur când mi se zice haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată. Scaunele de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru fac urări pentru fericirea ta. Psalmul 121 este un psalm de mare bucurie. Știți de ce? Cel care s-a pornit de acasă, care a călătorit, a ajuns la poarta Ierusalimului. Așa spune. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. De la strâmtorare, acolo, fie la Meșec, fie la Chedar, între oameni care te mint, care te înșală și care se luptă împotriva ta. Dumnezeu te-a păzit pe drum și ai ajuns în locul în care se adună poporul lui Dumnezeu. Locul acela, psalmistul spune,
e o cetate dintr-o bucată. În acest fel, într-un mod spiritual, se așează din nou ceva cu privire la închinare. Dacă locul înspre care te îndrepți să te închini înaintea lui Dumnezeu nu-i dintr-o bucată, nu se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple. Dacă locul acela e bucăți, închinarea celor care se adună nu mai are loc. Nu mai are loc. Și aici e ceva esențial. Psalmistul știe că poporul lui Dumnezeu e divers. Dar această diversitate este o diversitate care are un nucleu comun. Semințiile Domnului se adună să laude numele Domnului. Ei se duc în locul acela cu un singur scop. Bucuria e mare că au ajuns, Domnul i-a păzit pe drum și sunt în același loc, în acel loc care e ca dintr-o bucată, să facă un singur lucru. Să laude numele Domnului. Semințiile sunt mai multe, dar Domnul e unul singur. Semințiile nu-și dizolvă identitatea. Unii sunt fiii lui Dan, alții sunt fiii lui Asher, alții sunt fiii lui Iosif și așa mai departe. 12 la număr. Dar toate vin în acel loc care e ca dintr-o bucată să facă un singur lucru. Să laude numele Domnului. Toți știu că locul acela e un loc de autoritate. Psalmistul formulează, acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată. Scaunele de domnie ale casei lui David. Aici este ceva care trebuie subliniat. E pe ultimul rând pe ecran. Citesc versetul 7. Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnește. Ce vrea să spun? Cei care se adună la Ierusalim, semințiile Domnului, ei trebuie să ajungă într-un loc între a căror ziduri este pace. Iar în casele din cetate să fie liniște. Între oamenii din aceeași cetate, pace. Între oamenii din aceeași casă, liniște. Altfel, ai bătut drumul până la Ierusalim. Degeaba. Noi putem depune aceeași mărturie, fraților, nu? Când acasă nu e liniște și când în cetate nu e pace, lucrurile nu merg. Sau merg extraordinar de greu. Extraordinar de greu. De aceea, Psalmul 121 repetă din nou și din nou, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Noi o luăm asta și în înțeles istoric, dar și în înțeles spiritual. În cetatea în care ești, în poporul lui Dumnezeu, este nevoie de pace. Și în casele celor din poporul lui Dumnezeu e nevoie de liniște. Altfel, când se adună semințiile la închinare, ele nu vor mai ținti toate în aceeași direcție. Că va fi fiecare cu
luptele lor. Fraților, această legătură între primii psalmi vine și așează fundația pentru tot ce urmează. Că dacă te uiți, doar așa ca o avantpremieră la ce urmează săptămâna viitoare, deja omul e la psa, e în templu. Și textul spune, citesc numai un verset, cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor și ochii robii la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi. Ai ajuns acolo și ai multe frământări, ai starea pe care o ai și din toate direcțiile vii, îți deschizi inima, îți verși focul și te închizi înaintea lui Dumnezeu. Dar psalmii aceștia trei pregătesc terenul. Pregătesc terenul. Dacă e să recapitulăm pe scurt, înainte de a veni la închinare, oricât de mare este întorarea, minciuna, înșelăciunea și luptele, nu te lăsa tras în ele. Răspunsul tău nu e strigăt față de ei care te mint, care te înșală, care luptă împotriva ta, ci strigăt către Domnul. Și El, în înțelepciunea și în dreptatea Lui, are săgeți și are cărbuni pentru cei din Meșec și din Chedar. Te pornești spre locul de închinare. Roagă-te ca Domnul să te păzească și la plecare și la venire. Când îți ridici ochii de acasă spre casa de adunare, spune și tu: de unde va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. El să fie umbra mea pe mâna mea cea dreaptă. Iar când am ajuns, oricât de diferite semințiile și familiile noastre, scopul trebuie să fie unul singur. Unul singur. Accentul este pe pacea în cetate și pe liniștea din case. În felul acesta se adeverește și cu privire la noi, cum începe Psalmul 123. Mă bucur când mi se zice: vino la casa Domnului. Roagă-te pentru cetatea în care ești și caută în casa ta să așezi o temelie bună și să veghezi asupra păcii. Nu ne iese altfel când venim la oaltă. Închinarea e jos, jos.